A sosit momentul să testăm și Crown Power Tech. Este fostul meu amplificator de evenimente, care l-am folosit pe sateliți în mod exclusiv. Un amplificator care a fost modificat de la 16 tranzistori finali, capsulă TO3 de 250 W fiecare, la 24 de finali, capsulă TO3 250 W fiecare. Astfel, prin această modificare l-am făcut stabil pe 2,66 ohm pe sateliți, cam de la 80-100 Hz în sus. Alimentarea este floating, 100-110 V alimentare în funcție și de tensiunea rețelei. L-am re-reglat, calibrat tot, inclusiv ODEP, BIAS, tot ce trebuie. Hai să-l testăm. O să-l testăm pentru început pe 8 ohmi. Se vede ieșirea. Avem de aici, se vede sonda osciloscopului și cele două rezistențe înseriate, da? Deci avem o dată rezistența de 4 ohmi și cealaltă rezistență de 4 ohmi. Așa, haide să-i dăm drumul. Așa, se vede că a cuplat. Deschidem volumul, deci are LED-urile de senzor de prezență și input-output comparator. Input-output comparator monitorizează și afișează distorsiunile mai mari sau egale de 0,05% la ieșire. Asta înseamnă că în momentul în care s-a ajuns să ciupească roșu, amplificatorul este la limita lui maximă. Hai să-i dăm drumul. Avem aici 6,56 V RMS. Hai să vedem de la ce nivel începe să afișeze pe 8 ohmi. De la 0,5 W se aprinde LED-ul, da? Deci 1,31 V pe 8 ohmi ar veni cam 0,5 W. Am ajuns la 1 W, 2,83 V. Se vede, LED-ul este aprins complet. Ok, hai să creștem nivelul. V RMS. Mai creștem. 60,5 V RMS pe 8 ohmi. Se vede, LED-ul este încă verde. Ceea ce înseamnă că amplificatorul are distorsiuni mai mici de 0,05%, 60,6 V RMS pe ieșire, un curent de 7,13 A prin sarcină. Mărim ușor până la nivelul de clipping sau de distorsiuni mai mari de 0,05%. Nu știu cât de bine se vede culoarea roșie, portocaliu de fapt. Deci acum este verde, acum este portocaliu. Acum este verde, acum este portocaliu. Hai să vedem și aici ce se întâmplă. Verde. A trecut la portocaliu. Este foarte, foarte mic prag de clipping. Se observă și aici, și aici, sus. Dacă măresc, se vede clar, clipping curat. LED-ul a trecut pe portocaliu. LED-ul este verde acum. Deci 60,7 V RMS pe 8 ohmi la un curent de 7,13 A. Se aude rezistența și cealaltă. Așa. Deci 60,7-60,8 RMS la prag de clipping la 100 de Hz. Hai să coborâm la 30 de Hz. Suntem la 30 de Hz acum. Se vede și LED-ul că pâlpâie. Dacă cobor frecvența, LED-ul afișează foarte, foarte bine frecvențele. Deci 12 Hz, da?
7,46 Hz, se vede aici. Dacă ajung la sub 2 Hz, amplificatorul ar trebui să decupleze pentru că intră în lucru DCLF-ul, protecția. Ia să vedem. Se vede, a decuplat. Cuplează și decuplează. Pentru că sunt infrasunete, avem frecvența de 1,5 Hz. Lăsăm 2 Hz, ia să vedem. Nu, avem 20 de Hz, îmi cer scuze. Coborâm la 5 Hz. 5,5 Hz, se vede frecvența. Se vede și nivelul aproximativ. Așa. Deci avem 30 de Hz, hai să lăsăm 30 de Hz. Așa, 58,3 volți RMS. Deci se vede ușor prag de clipping, curat, 57,1 volți RMS și un curent de 7,6 amperi. Așa, dacă intru în clipping, se vede foarte corect. Așa, ajungem la 100 de Hz. 1000 de Hz. Să creștem nivelul. Clipping, se vede. Nivel curat, LED verde, ciupește ușor, ușor roșu, 58,4 volți. Bine, ăsta nu mai măsoară bine că e la 1000 de Hz. Dacă l-aș da înapoi la 100, își revine, da? Deci de la 1000 de Hz aparatul nu mai măsoară, ăsta măsoară până în 400 de Hz. Ok, îl dăm afară că nu ne mai interesează. 1000 de Hz. Se aude rezistența. Ce frige! Se aude și a doua rezistență. Așa. Hai să creștem la ușor plug de clipping. Se vede. Este ușor roșu, verde curat, 60,5 volți RMS. Deci și-a păstrat puterea de ieșire. Hai să creștem la 10 kHz. Se vede ceva mai bine, 61,5 volți RMS la 10 kHz. Am intrat în prag de clipping ușor. Curat, 62,5 volți RMS. Deci la 10 kHz e mai bine. Așa, hai să optăm și la 20 de kHz. Suntem la 20 de kHz. Sinusoida perfect curată, se vede clar, 61,9 volți RMS, 8 ohmi. Și a doua rezistență, se vede. Deci rezistențele sunt înseriate, dacă aș băga în paralel, se vede că intră în limitare, pentru că este prea mare putere. De 62 de volți RMS la 10 kHz, la 20 de kHz. Ok. Îl lăsăm acum să-l băgăm pentru 4 ore.